Încercăm să realizăm un dialog echilibrat, coerent, din punct de vedere vizual. Trebuie să mai spun că această manifestare, anul acesta, nu ar fi avut loc fără sprijinul Ligii Naturale și, în primul rând, al lui Laurențiu Macarie, care s-a implicat umăr la umăr cu mine pentru a realiza în bune condiții expozițiile, cât și fără sprijinul lui pancurierului, care ne-a asigurat transportul și îmi pare rău astăzi că domnul Felix Tătășcanu, directorul pancurier, nu poate fi alături de noi pentru a-i mulțumi direct. Într-adevăr, după 7 expoziții, acum aflându-ne la cea de-a 8-a și după 3 ediții care au înfumat 25 de expoziții, trebuie să recunosc că rezultatul este mai mult decât mulțumitor. Există această tendință a unor artiști, dar refuzat să mai apară pe expoziții unii dintre ei, pentru că mi se pare că este inutil efortul și preferă să rămână în atelier. Există, pe de altă parte, ceilalți care doresc să expună și nu găsesc sprijin din partea Uniunii, cea care ar trebui să se ocupe în mod mult mai viguros de astfel de manifestări. Am încercat, practic, să revigorez ceea ce am cunoscut când eram mic înainte de Revoluție și care s-a stins ușor, ușor. Să dea Dumnezeu să putem și în continuare să realizăm manifestări de un astfel de calibru și nu rămâne decât să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Le mulțumesc în primul rând artiștilor pentru că își dau seama că astfel de manifestări până la urmă